deliberat și a acordat. Premiul pentru volum de epigramă se acordă domnului Vasile Larco. Nu este prezent, domnia sa este la... Dar îl ia domnul Bălăceanu, da? Dacă dați diploma, o să vă rog să treceți și pe la compartimentul contabilitate, să vă întristeze... Treceți și pe la compartimentul contabilitate. Dați cu subsemnatul, că de-aia am ajuns aici. Următoarea secțiune a fost cea de teatru scurt. Și premiul pentru volum se acordă domnului Ion Cuzuioc, care, am înțeles, este... Nu este din Republica Moldova, nu este prezent nici domnia sa, am înțeles că este prezent la Vaslui. Și pot să-i dau lui Grișu, poate ia de la dumneavoastră să o pună pe pas. Da. De restul ne ocupăm noi. Sper că... pentru proza scurtă să fie aici, dacă între timp nu a plecat. Domnul Alexandru Hangar. Păi dacă te-l vedeți, mai proză scurtă. Proză scurtă. Cum să scrie la înălțimea? Da, e la înălțimea. Suntem nevenziți, nu ne bat. Să dai și tu acolo. Vă las și diploma și trimiteți cu tot. Măcar nu știu ce v-am. Putem să mergem la secțiunea interpretare? Sau mergem în continuare la epigramă? La bancuri. La bancuri. Da, secțiunea interpretare, bancuri. Da. Aici zice bancuri. La ediția 20-a a Concursului Național de Umor, Mitenii și Restul Lumii, juriu acordă premiul 3 doamnei, așa scrie aici, dacă e domnișoară, scuze. Nu, a spus singură că e femeie. E femeie. Atunci se acordă premiul 3 femeii Ruxandra Rad. Femeii? Femeii. Domnișoară, da? Felicitări. Treceți și dumneavoastră, că la premiul al doilea treceți numai pe acolo. Îi revine de asta dată fără greșeală domnului Alexandru Marinaș. Iar premiul întâi, juriul a ținut cont și de conținutul bancurilor, și de interpretare, dar mai cu seamă de ceea ce am auzit în sală. Replica sării. Deci, premiul întâi revine domnului Marian Tudor. Vreau să spun că, până la urmă, termenii care au stârnit mai mult râsul sunt consemnați și în micul dicționar academic, așa că nu e niciun motiv de râs. Păi n-am făcut decât să-i facem în continuare de râs. Da. La epigramă avem trei premii și o mențiune. Aș vrea să vă spun că am avut pentru început o ordine când noi am citit epigramele trimise din concurenți, ascultându-i apoi la concursul acesta inițiat aici, am schimbat întrucâtva acea ordine. Oricum, dumnealor rămân epigramiști de valoare și cred că au avut o contribuție importantă la desfășurarea festivalului. Așadar, mențiune primește domnul Gheorghe Bălăceanu, care va trece pe aici și va lua mențiune, nu știu, n-avem documentul. Mergeți să luați banii și la centru vă dăm și... De fapt, asta e mai important, să luați banii. Premiul 3 îi revine vecinului nostru de peste Olt, Nichi Ursei. Ia
se facă coada aici. Da, mai intră. Da, de asta bani. Aici e un bancă. Nu le mai dați bani, că nu se mai da, dă coada. Da, și le dăm numai. Premiul 2 primește domnul Ion Toderașcu. În sfârșit, premiul întâi, domnul... Deci, în sfârșit, premiul întâi, domnul Alexandru Hangan. Dacă până acum premiile au fost, premiile în bani, au fost acordate de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, premiul 1, domnul Hanganu, va fi acordat de către Muzeul Județean de reprezentat de domnul director Laurențiu Buțică. Deci treceți pe la muzeu. Dacă nu rămâneți acolo. Dacă nu rămâneți acolo. Mi-am dat subiectul, așa că ne asumăm. Gata, nu vine ce probleme. Spui ce era. Problema e să aveți la dumneavoastră livretul militar. Eu dau premiul numai pe livretul militar.